Salutare tuturor, sunt Oana și bine ați revenit la un nou clip. Pentru astăzi am pregătit un tag și anume Spell the Month in Books. Practic trebuie să scriu numele lunii în care suntem cu prima literă a titlului unei cărți. Sper că ați înțeles. Astăzi este 1 februarie, așa că m-am gândit să fac pentru luna februarie, adică pentru ce altă lună pot să fac. Pentru litera F am ales Cartea Furia Roșie de Pierce Brown. Nu am citit această carte încă, face parte dintr-o trilogie. Autorul a creat cumva o lume în care oamenii sunt împărțiți pe culori. Am înțeles că este vorba și despre o acțiune pe Marte. Sună interesant și abia aștept să o citesc. Pentru litera E am ales cartea Elita de Kira Kass, al doilea volum din seria Alegerea. Am citit acest volum, îmi place cum decurge această serie și abia aștept să continui. Dacă nu știți despre ce este vorba, seria Alegerea urmărește o alegere în care prințul trebuie să-și aleagă o soție. Acolo se duce și America Singer, o cheamă, dar nu pentru că ea dorește, ci mai mult din impulsul familiei pentru a câștiga bani și de acolo pornește aventura ei. Pentru litera B am ales cartea Blestemul câștigătorului de Marie Rutowski. Am citit această carte acum un an și ceva și ea urmărește viața unei fiice a unui general și practic ea trebuie ori să se înroleze în armată, ori să se căsătorească. Ea între timp se îndrăgostește de un sclav și vă dați seama de acolo ce probleme apar. Pentru litera R am ales cartea Regina Roșie, bineînțeles, de Victoria Aveyard. Este prima carte din seria Regina Roșie, pentru că recent am aflat că nu mai este o trilogie, este o serie. Și, practic, această carte urmărește viața unei lumi împărțite în roșii și în argintii. Fiecare au diferite puteri argintii. Da. Și este această Mare Barrow, care ea este roșie, dar de fapt are și ea un fel de puteri. Le descoperă cumva dintr-o întâmplare și așa începe aventura ei. Pentru litera U am ales cartea Uite, așa arată fericirea, de Jennifer E. Smith. Nu știu absolut nimic despre această carte și abia aștept să o citesc. Pentru litera A am ales cartea Al cincilea val de Rick Yancey. Această carte face parte dintr-o trilogie cu același nume și urmărește o invazie a extraterestrilor care distruge lumea în 4 valuri și cel de-al cincilea este cel mai puternic, cum ar veni. Cartea urmărește pe Casey, o adolescentă de 16 ani care ar face orice să-și salveze frățiorul și trece prin multe încercări ca să ajungă la el. Pentru litera R am ales cartea Replica de Lauren Oliver. Această carte este una mai deosebită, am citit-o în vară și anume ea trebuie citită din ambele părți. Citești câteva capitole de la Lyra, învârți cartea, citești câteva capitole de la Gemma. Este povestea a două fete care la început sunt total diferite, dar la mijloc ajung să se întâlnească și vă dați seama. Una este izolată pe o insulă, una trăiește într-o familie care dorește să-i ofere absolut totul și să aibă o viață minunată. Fiind destul de diferite viețile acestor două fete, când se întâlnesc este foarte frumos. Pentru litera I nu am găsit nicio carte în genul în care v-ați aștepta voi. Și am găsit doar Invidia de Sandra Brown, este o carte romantică, dar eu citesc astfel de cărți și mai ales de la Sandra Brown pentru că îmi plac. Nu știu absolut nimic despre ea, dar abia aștept să o citesc. Pentru ultima literă și anume pentru E, am ales cartea Experiment de Veronica Roth. Este ultima carte din trilogia Divergent. Cred că știți cu toții despre ce este vorba. Dacă nu, în această trilogie, fiecare persoană se îndreaptă spre o anumită grupă socială. Este Tris, care se dovedește a fi ceva ceea ce lumea nu se aștepta a fi și de acolo pornește aventura ei. Ei bine, acesta a fost tagul pe care l-am pregătit pentru astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa, pa! Spor la citit!